Vorbeam la telefon. Ei, vorbeam la telefon. Sunt tragă un ciortănel micuț. Imediat vă arăt. Au, așa. Stați așa. 10 secunde. Nu-l băgăm în juvenic pentru că moare. A, mă instalez să pun telefonul și vă arăt. Mi-a dat un ciortan de... mi-a rupt din prima. Nu am venit cu lansetele, am venit cu undița. Un stup. După cara. O să încerc să ridic, o să văd cum fac să vă arăt și dumneavoastră mai sus. Am niște stufă. Hai. Scoate niște scuze, dacă e decât ciortan, n-am nicio șansă cu asta. Nicio șansă dintr-o mie. Nicio șansă dintr-un milion. Să scot eu. Pe nemernic. Niște sărituri de... niște la bazin de not. La sărituri. Auzi, scuze, la 2 metri de mine am scos una de 4 metri. Vreau să văd dacă e lângă stup. Vreau să vedem ce și cum. E bun. Ei, asta nu mă așteptam. E bun. Îi voi da drum. Frumos de tot. Am venit după caras. Am băgat una lângă stuf. De două ori mi-a rupt. Nu știu ce se întâmplă. Se aici trebuia să viu cu lansetele. Asta e. Dar dorința de a pescui la undiță e mai mare. Și la cât stau eu foarte puțin, zic hai la... cum să vă spun, hai la... hai la undiță. De două ori mi-a rupt până acum. Nu vreau să-mi vină, dar am băgat o râmă. Zic că să nu mai vină... spuneți. Mai vine ciortan. Ți-ai găsit. Cum am vine? A,
acum îmi vine biban. Îmi vine biban. Asta ce-am prins. Tobioar. Are toate tipurile de pești. Mai dau puțin, dacă văd că e așa, mă mut, o aruncăm în apă. Ne-am venit, am venit să vedem niște caras. Este caras, dar nu-i dă voie ciortanul să mănânce. Nu-i dă voie ciortanul să mănânce. Aș vrea să câteva cuvinte să spun și despre partida de ieri. Cineva a scris, domne, ți ajunge, domne, peștele, îl duci pe tot acasă. Nici măcar nu s-a uitat la filmuleț. Nici măcar nu s-a uitat la filmuleț, să vadă ce fac cu peștele. Foarte rar filmez. Dăm pește la cineva. De ce? A face un bine nu este frumos așa să arăt acest lucru. Acel pescar m-a distrat extraordinar. Zisese de-i pești și a zis că dacă are 6 își face o saramură. Ar fi fost absurd, așa consider eu, să nu-i dau pești. Nu vii la pescuit. Și am spus asta de foarte multe ori, de a prinde pește. Uitați-vă cât de frumos poate fi. Câteva ore de relaxare. Dar în fine, nu este nici singurul, nici primul, nici ultimul care îmi spune asta. Dom'le, ce faci cu peștele? Îl luam acasă. Nu era nicio problemă. Am plătit balta, am respectat un regulament. Dar nu am făcut acest lucru cu el și nu știu de câte ori am dat pește pe balta respectivă. Și nu numai pe balta respectivă, automat, dacă prind, v-am spus, peștele prins îl dau. Nu am nevoie de el. Nu am nevoie. Prind, cât prinde. Hai, mă. Mi-e frică că iar dacă îmi vine ciortan, iar îmi rupe. Nu mai așa mă țin. Trebuie să găsesc papă și știu activ. Trebuie să găsesc altceva unde este bandită. Că rup. Asta am vrut să spun la partida de ieri. Îmi scrie cineva, dom'le, unde este balta X sau unde e balta Y? Am spus de foarte multe ori, cel mai ușor e să scrii pe telefon. Cel mai ușor. Scris balta, vă dă localizarea, regulament, scură, a ce doriți dumneavoastră? De ce spun asta? Plec la muncă și pur și simplu opresc mașina ca să dau niște informații care sunt mult mai ușor luate de pe telefon. Unde pescuiesc acum și o să vă spun unde pescuiesc acum, nici măcar nu știu cum se cheamă balta, mă credeți? Nu știu, aștept să-mi spună. Dacă vine administratorul, să vă spun cum se cheamă balta, să vă spun condițiile. Așa, pescuiesc pe foarte multe bărți. În momentul în care pescuiesc pe foarte multe bărți, mă duc să pescuiesc. Nu mă duc cum îi spune la balta, că nu mă interesează. Deci, pe când o să vină administrator, pazic, ce-o fi, o să vă spun, nu este nicio problemă. Deci rugămintea mea, ați observat că acum pun fotografia, după care pun filmul mai târziu, mă culc câteva ori. Și nu pot răspunde
Dumneavoastră puneți întrebări și vreți în aceea secundă răspuns. În fine. Nu știu ce se întâmplă. A scăpat doi ciortani, pe la mic l-am prins, un biban, se bioară, dar îmi sare ca la balamuc. Spuze, nu e nemernic. Mai stau câteva minute, după care mă duc să umblu după el, îmi iau un băț pe celelalte vârstânde și o iau din metru metru. Asta e clar. Nu am niște caras. Da. Știi ce se întâmplă? Am uitat să... la fotografia, da, în fine, caras ca palma. De ce spun lucrul ăsta? Dacă nu mi-a rupt de cel puțin 3-4. Nu am fir de așa natură ca să... să-mi rezist. Nu am fir. Cred că sunt 6-7 pescari pe partea... pe partea elaltă, m-am schimbat, observați. Mă mut, îmi iau bețele și de nu umblu de... după el. Mi-e frică, am ajuns să-mi fie frică să mă trag, că am firele subțiri. Am întrebat pe cei care pescăză la lansetă, a luat la 2-3 kg crapă. Nu am nicio șansă dacă... mi-a dat de dimineață, nici măcar n-am apucat să pun mâna pe undiță. Îți pleacă direct, am fire subțiri. Nu știu ce fir ar trebui să fie, 12. Dar ce 12? Eu știu, un 16. Nu pun pe betele astea, nu pun fire groase, de ce să vă mint. Am ajuns, care așa e ca palmă, o să vedeți, l-am filmat. Dacă dau la râmă, e biban. E biban frumos, dar n-am venit pentru biban. A zis că trage mult mai bine carasul, nu trage, nu știu ce are, e foarte rar. Poate am făcut o greșeală că am plecat din partea aia. Trebuia să stau... să stau acolo. Dar de câte ori pescuiesc că acest lucru fac? Mă duc, nu trage aici, mă duc în stânga, în dreapta. Colin toată balta. Mi-a lăsat niște cocoroșe. Am găsit aici o iapă mai mică. Poate vine banditul ăla pe mai mică. Am promis, dacă mai rup o dată plec. Mă, după altă bază. Și... vin aici când vin cu lasă-te.
nu știu, repet, uite, s-a mai venit o mașină. Sunt pescari. Vine niște baltei bare. Pe tasa din oraș. Ai zis că vi-l arăt? Măcar să vedeți dumneavoastră, chiar dacă îmi rupe. Îmi rupe, îmi rupe, măcar să-l vedeți. Nu știu dacă am spus baltă. Dar chiar dacă am spus-o, repet. Este vorba de balta ostratu. Sau ostrat. Ostrat, ostrat, în fine. Cum se termină corbeanca? Dreapta, treci de Țânțăreanu, Paradisul Verde și drept înainte, balta se vede de la șosea, pe partea stângă sunt două pontoane. La intrare n-aveți cum să o ratați. Uite, nu l-am întrebat de... de cantitatea de pește. Dar a zis că se întoarce și o să vă spun ce și cum. Nu, e trebuie să... Mai stau 5 minute, dacă nu trage, mă mut. E incredibil să scoată atâtea scuze și să nu ia. Înseamnă că nu cade bine, ceva se întâmplă. Mă uit, pe partea altă v-am zis, a venit un pescar direct cu la fetele, deci după ponton, pe primul ponton. Sunt sigur că ia pește, sigur. Hai mă, trage o dată, să vă arăt un pește în direct. S-a mai venit două mașini, hai că... Mamă, ce bucată feric! Doamne, ce bucată feric! Mă duc pe partea altă. Schimbat locul. Exact ce v-am spus. Toate tipurile de pește. Până acum v-am arătat biban. V-am arătat ciortan. Adică ciortanel. Urmează caras.
Stați așa să vedeți dumneavoastră, ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată. Să sperăm că mă mai vă arăt. Uite-mă ce frumos. Uite-mă ce frumos. N-am venit pentru așa ceva, dar să sperăm că vă arătăm și alt tip de pești. Lăsați-mă să mă joc. Exact cum v-am spus. Biban. Al doilea biban. A zis că e cara sigur. Uitați-vă biban. E mai mare ca la primul. A zis sigur că e caras. Sigur a zis că e caras. Și uite așa, încet, încet, o să vă arăt toate tipurile de pește din Baltă. A venit administratorul, să nu uit. Este Baltă 100 de lei. 5 kg de pește și caras în limita bunului simț. Mă tot gândeam, zic, să vă arăt. Este imposibil să nu iau, zic, un caras. Imposibil. Au mai venit mașini undeva, o să vă arăt în dreapta mea, toată lumea de la Lanset. Eu la unde? A zis că vine mai mal. A venit un rupe. Mi-a rupt de două ori. Cine mi-a rupt? Nu știu, are toate tipurile de pești, toate tipurile. O să vă mai arăt dacă... Exact când am... Ia uitați-vă bolos. Lasă bolos. Exact când am oprit telefon. Aruncăm. Căutăm un caras frumos. Să vedem dacă putem să-l păcălim. Adică mă refer la cam prins, dar e cam micuț. Vreau unul mai mare. Cel mai bine să vă arăt. Sunt două mașini aici. E după colțul ăla, acolo aș fi vrut să dau. Dar nu sunt agățături aici. În schimb am agățături, am ceva. Acolo e caras, dar micuț. L-am fotografiat. Comparativ cu... aici e biban, bălos. Ca idee, pe mine mă interesează să am trăsături, nu ca să... Și acolo, dacă mi-a venit, v-am spus, mi-a venit, arunc din prima. Dă-mi și dă numai la lansetă. Din această cauză am vrut să bărăsc și dumneavoastră. Uitați, asta e Balta. M-am așezat strategic aici, strategic sunt, să dau exact lângă stufă. A scăpat dita mai bibanul, dar nu mai zic absolut nimic, că numai dacă vă arăt ce vă arăt, dar așa, dar zic, poate mai îmi vine.
M-am luat o pastă de 4 metri. Dau aici niște crăci. Mamă, mamă, ei, eram sigur, sigur, sigur că eram, sigur. Calas. Cred că am scăpat, fără să exagerez, 4-5 carași unul după altul. Trage. Îmi trebuie un băz mai scurt. Un băz mai scurt. Tot mă las. Unde poate să stai? O mai veni pe scări? Toată lumea de la lansat. Fă, vai de iar. Cum am putut, Doamne, să-l... Cum am putut să-l... Uite ce v-am spus. Tască, mamă. Aș mecherit. Hai, noroc să trăiți cu respect. Dă la mic. Niște biboni, niște aia. În dinți am pus. În dinți am pus. Băgăm la găleată. Ia să bară și unul în direct. Asta înseamnă să cauți peștere. Undeva este. Vă dați seama că altfel. Undeva îl găsim. Așa dacă stau. Nu dau de el. Scoate niște spuze în față și sunt sigur că e ciortan. De-aia nici nu dau că zic, iar îmi rupe. Așa e pe aici, pe lângă mar, pe lângă stup, stă... Stă carasă. Se las niște cucuroși. Ce mă distrează? Dar frumos sunt. Merde că am
Adică, ui. Mamă, mamă, dacă război, vrea război cu mine, e nicio problemă. Vedem, tare pe care. Acum vedeți, mă, nu tot timpul mă mut, ca o spuze, ca o semne. Mamă, mamă, Tortan, dacă rupea, plecam acasă. Să poate așa ceva. Să poate așa ceva. Dar și eu. Bine, că am venit să mă distrez și să mă distrez. Nu mai știu ce e cu mine, că am scăpat. Măcar să vi-l arăt, atât. Mi-a luat un nemernicu să fie moare. Deci, ce pescar spune, de doamne să nu fie ciotan? Eu. Doamne, câți pescari sunt. Da, bine, v-am spus. Nu știu, am obosit. Toată lumea de la asta. Ce pește asta? Mă aruncăm pe asta? Nu păstrăm. Și l-a spus că întotdeauna vreau să vă arăt caraj. Aruncăm. Cumva nu mă interesează pește. Vreau să vă arăt și altă baltă. Umblăm să vă arăt în permanență. În permanență acest lucru fac. Caut bălți. Deci nu cade jos, nu cade jos, din zbor, în apă. Stai așa. Și-o să rup.
dau într-un ochi. Deci prin bine, după atâția ani de zile de pescuit, eram sigur că dau de el. Numai dacă îl cauți. Bă, dar ce ciortan mi-a venit. Comandai, nici nu rezistă nimic. Auzi. Ce să rezist? Cu fier de duș. Principal și 10 corpac. Un metru s-a dus, doamne. Un metru. Bănuiesc pe nemernic. Distracție? Ia distracție, Gabi. 4 metri. Caras, bănuiesc. Ia, hai. Mamă, ciortan, bine că nu era mai mare, că dacă era mai mare, aruncăm, bine că nu era mai mare, a fost mai mare, mi-a rupt. Auzi. Ce frumos sunt, ce galben sunt. Frumuseți. A sărit ceva enorm. Novac. Enorm. A speriat. Dita mai bucată. Dă cineva la Novac prima mașină. Am zis că l-a înțepat. Nu știu dacă îl scoate. Să vedeți. Deci ce pută mi-am pus. Ca să văd trăsătura. E o dor lipită de stuc. Deci lipită de stuc. Ce pește era? Ce pește era? Ce pește era? Chinezesc? M-a speriat. A sărit în fața mea, a zis că... Administratorul a zis că este eten. Niște bucăți incredibile. Mai ales că spalea... Mai stau foarte puțin. Repede de tot, că nu mai am baterie la telefon. Vedeți ce am făcut? Am căzut în apă de vreo două ori. Dar a reușit să păcălește altceva. Vă arăt imediat. Pe ăștia iau, pe ăștia alaltă nu iau. Uitați-vă și dumneavoastră ce am putut să fac. Uitați-vă și dumneavoastră ce am putut să fac. Hai, mă. M-am dus direct. Mi-a rupt, că poate mai stăteam. Iar acesta este carasul. La carasul îi voi da drumul. Bibanul voi lua. E prea frumos. Și sincer să fiu, aș mânca. E prea frumos. Luam mai mult, dar am spus, nu am avut cu ce. Trebuie altceva. Cam asta a fost astăzi.
O zi frumoasă vă doresc, numai bine! Sfârșit de partidă. Vă arăt imediat ce am prins. Superb. Cât am scăpat, nu vă spun că nu mă credeți. O zi frumoasă vă doresc, numai bine!